Pentru funcția de președinte a existat un singur candidat, Constantin Huică, cel care a și fost ales să se reprezinte Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământ din Gorj pe o perioadă de 5 ani. Vasile Mijă, fostul președinte, deși nu a mai candidat pentru încă un mandat, nu poate sta deoparte. El a fost ales prim vicepreședinte. Îmi desfășor activitatea în rândul sindicatului de aproape 20 de ani, perioada în care am militat pretutindeni pentru drepturile cadrelor didactice, a celorlalți membri de sindicat și persoane care lucrează în învățământ. Este o recunoaștere poate a meritelor și a contribuției și a muncii pe care am depus-o. Am considerat pur și simplu că este momentul pentru transmiterea din mers a acestei conducere a Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Voi fi alături de președinte dacă are nevoie. Ce funcție veți ocupa pe mai departe? Prim vicepreședinte al Uniunii. Deci veți fi aproape de domnia asta? Aproape din toate punctele de vedere. La procesul de vot au fost prezenți 85 de delegați, iar scrutinul a fost validat de prim vicepreședintele sindicatului de la nivel național Ioan Tenț și secretarul general Liviu Marian. Ce ne puteți spune despre problemele cu care se confruntă sistemul în momentul de față? Aceleași probleme sunt și în județul Gorj, care există în toată țara. Nemulțumiri sub aspectul salariilor, sub aspectul condițiilor de muncă ale cadrelor didactice. Deci cam astea sunt mulțumiri la nivel național, le au și colegii noștri din județul Gorj. Din punct de vedere statutar, putem spune că tot ceea ce s-a întâmplat, astăzi la Gorj, e un lucru că se poate normal. În contextul actual, legea dialogului social, din perspectiva aceasta, sperăm că la nivelul Federației, organizația care are astăzi alegeri, Uniunea Sindicatelor Liberi din Învățământ Gorj, va fi la fel de bine reprezentată. Cuvântul acestei organizații și mesajul transmis de către membrii de sindicat să ajungă la nivelul Federației. Tot astăzi au fost aleși prin vicepreședintele Vasile Mijă, secretarul executiv al sindicatului Adrian Popescu și cei 5 vicepreședinți.